Frați și surori, slăviți să fie Domnul! Amin! Dacă aș fi gândit cu vreo 4-5 zile în urmă că astăzi voi fi în Orhentam, sincer vă spun că aș fi zis nicio șansă. Am trecut printr-o săptămână acasă la Oradea foarte grea, care a culminat cu un accident grav al soției mele de circulație. Recent am fost la fratele Adi Lucuț, invitat la Muntele Sionului și mulțumesc domnului că Adi, un băiat care eu îl respect foarte mult și un om deosebit, a acceptat să ajung și la fratele Dinu, la fratele Ghiță Bene, cu care avem o bună colaborare. La El Shaddai au fost câteva lucrări deosebite și la Muntele Sionului, nu doar vineri și sâmbătă, cu tinerii acasă și la fratele Viorel Sfârcioc și am fost conștient că am deranjat niște duhuri foarte puternice. Țin minte că una din ultimele lucrări care le-am avut duminică seara, cu vreo 2-3 săptămâni în urmă acolo, la Muntele Sionului, a fost frații să intre urgent în post și rugăciune, pentru că chiar din rândul fraților din biserica aceea, de la munte, în scurtă vreme, vor fi implicați în niște accidente de circulație, cu niște urme și de pagube, în care vor vedea cu ochii lor și să se roage ca viața lor să rămână înaintea Domnului. Cu câteva zile în urmă, Duhul Sfânt mi-a zis, scrie la Adi Lucuț, că în săptămâna asta, Duhul accidentului chiar pe el îl vizează și vrea să ia și viața, să-l omoare într-un accident de mașină. M-au cutremurat la frate Nuțu Boti și am arătat frate Nuțu, hai să-ți arat cine a trimis Adi Lucuț după lucrarea ce am avut-o din partea Domnului pentru el, să-i văd o mașină arsă toată. Mi-a scris Adi, nu știu de mă crezi, nici portofelul nu l-am mai putut scoate din mașina din van. Mi-a ars mașina toată, scurt s-a făcut, cu scule, cu tot ce am avut acolo, pagubă de peste 10.000 de lire. Am rămas uimit și diavolul, credeți că s-a bucurat? O să nu-i bai, Adi, tu ai spus astea, eu îți cunosc adresa, știu unde stă familia, soția, copiii. Un copil mi-a intrat urgent în perfuzii în spital de la o varicelă, a făcut încă ceva formă de bolă urâtă, temperatura s-a deshidratat foarte rău. De la el, fiica cea mare implicată într-un conflict urât la liceu, o trebuie să mă duc cu soția să vedem despre ce e vorba. Val după val după val, îmi spune soția vineri, Adi, nu știu dacă n-ar fi bine să-l sun pe fratele Nuțu Botiș, care te-a invitat zilele astea la el la Cambridge într-o adunare, două, să-i spui că mergi cu altă ocazie. Prea multe atacuri, prea multe lovituri, stai și te odinește, că prea multe atacuri sunt. În momentul ăla cu ochii lacrimi am zis, Angie, vreau să spun ceva. Dumnezeu, în două zile unde ajung, are de făcut niște lucrări foarte mari. Dacă nu l-ar fi deranjat pe diavolul și n-ar fi adus atacurile astea, înseamnă că și lucrarea din Cambridge și unde urma, de aseară am început, ne-am dus la Stratford, o adunare destul de nouă, n-are un an de la înființare, Muntele Moria. Cei ce am fost acolo putem confirma și spune, a fost o seară de mari bucurii. Deosebit o lucrat Duhul Sfânt și acolo. Acum, în timpul scurt care mi-a mai rămas, vreau să spun ceea ce Domnul mi-a mai zis și să intru la un cuvânt. Primul lucru care pe mine m-a impresionat, fetița asta frumoasă de aici, din față, în timp ce o cântat, cântarea ce o cântat, o m-a luat pur și simplu lacrimile pentru că am văzut o vedenie, pe fruntea ei s-a pus o cunună. Pe cununa aia scria două cuvinte, planuri mari. Și au zis, Domnul, cui fetița aceasta mare grijă ce se investește în ea din copilăria ei. Pentru că Domnul are planuri mari cu fetița asta și vrea să o folosească nu numai prin cântare, pe mai multe laturi și fronturi, dar atenție mărită la investiția în care de acum, știți ce spune Scriptura? Pe copil, nu din adolescent să se le iei în primire și să-l înveți după la 14-15 ani, nu. Cât de fragil, cât se poate de degrabă, învață-l pe copil, calea Domnului, când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea, slăvit să fie Domnul. Pe lângă asta, m-am bucurat foarte mult, sora mai vârstă ce-o șapă lucrare, a continuat o lucrare care m-a făcut, am izbunit de nou de plâns acolo și am văzut sora o vedenie în timp ce ai cântat cântarea cu harul, că dintr-o dată s-a prins un foc și din focul ăla a ieșit un fum de culoare albă, nu o necat pe nimeni să începem spiritual să tușim vreunul pe aici, ci s-a străbătut cerurile cerurilor și a zis Domnul așa, cântarea ta a fost primită ca o jertfă de bun miros înaintea mea, femeie. A zis Domnul, ai grijă,
că și de acum încolo diavolul prin unele atacuri și lovituri care le va mai îndrepta spre tine și spre sfete dragi, va căuta cu tot din adinsul să-ți ia cântarea de pe buze și din inimă. Dar tu laudă-L pe Domnul, pentru că nu uita, e scris și o cred. Totuși tu ești Sfânt, Psalmul 22 cu 3, care locuiești nu în mijlocul cârtirilor, nu în mijlocul murmurărilor, nu în mijlocul întrebărilor, de ce iau, Doamne, să trăi pe aici, ci în mijlocul laudelor, acolo locuiește Dumnezeu. Și acum, frații mei, eu nu vreau să vă stric principiile, gândurile și ideile acelor din lucrarea asta, dacă deja v-ați gândit la un nume pentru biserica asta. De-aia eu martor pe Duhul Sfânt. Când sora se pregătea să încheie cu ultima strofă și uneam până la jumătatea cântării, a se ridicat biserica în picioare în momentul ăla, în vedenie mi-a apărut de la intrare un bărbat cu o placă în mână. Pe placa asta, pur și simplu aici, în față, a așezat-o și a zis, vreau să rămână acest nume. Am văzut scris cu litere mari de tipar, citeți, două cuvinte, Casa Pâinii. Casa Pâinii. Știți ce am înțeles? Aici va fi un loc în care nu pâine mucegăită și uscată ca gabanoniților din cartea judecătorilor. Pâine venită din cer. Pâine care satură omul dinăuntru, hrănește sufletele oamenilor. Domnul vrea să pregătească și să prepare de aici. Când vor veni oameni care în multe părți au mers și cu durere vă spun și lor Anthem, au găsit numai pâine mucegăită și uscată și mi-am zis, Domnul, că unii dintre voi ați o sătui și scârbiți de pâinea aia stricată și mucegăită care vi s-au dat, cu durere vă spun, printre anumite așa zise adunări, v-ați dezgustat de pâinea așa zis, nu se poate. Vrem o pâine caldă venită din cer care să hrănească, să întărească pentru că, atenție, tu dai pâine care întărește inima, spune Scriptura. Cine înțelege să înțeleagă taina asta. Unde vorbește Dumnezeu, omul ăla și omul de afară și omul de înăuntru pleacă întărit, slăvit să fie Domnul. Dragi surori, am ales câteva versete, auzind ceea ce fratele Dino vorbit, m-am bucurat enorm, frate Dino, cred că putem confirma că n-am vorbit unul cu altul ce direcție mergem pe Scriptură, pe cuvânt, dar m-am bucurat că văd că e același lucru și aceeași direcție și ies câteva versete din 2 Cronii 7 cu versetul 11 până la 16 inclusiv. 2 Cronii 7 de la 11 la 16. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce-și puțese în gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, atenție biserică acum, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Și auziți acum două mari și imense promisiuni în ultimele două versete, 15 și 16. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi culoare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Cine zice amin? Amin. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, amin, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie, amin, și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Amin. Amin. Duhul Sfânt mi-a dat un titlu pentru această zi la deschiderea bisericii acestei oficial, când consacrați casa aceasta și o dați ca proprietate Domnului. Vreau să cred că ați înțeles tot ce-o zis fratele Dinu. Nu oameni care și-au permis să-și pună numele lor și peste căști de adunări și peste biserici și mâine, poi mâine, când se vor da legi de cei ce țin în mână legile pământului, le vor revendica ca proprietăți ale lor. Dacă mă duc în casa lui Adelin, cu Adelin mă întâlnesc. Dar mă duc în casa lui Dinu, cu Dinu mă întâlnesc. Dar dacă locul ăsta e consacrat și dat Domnului, cu cine mă voi întâlni aici? Cu cel ce e proprietar al casei. Aleluia! Cu cel ce e proprietar al casei. Reușise Solomon, după ce și-a pus în plan să construiască o casă pentru el ca împărat și o casă care să o închineze Domnului, văzându-se terminat cu planul acesta care l-a izbutit, Domnul îi se arată într-o vedenie de noapte, într-o revelație. Aduceți-vă aminte când spune Iov în capitolul 33, vreau să mă duc la Scriptură să vorbească Scriptura și nu eu,
Un cuvânt cunoscut, dar e bine să-l reamintim astăzi aici, cu versetul 14, 8, 33, 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci, el dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui, ca să bată pe om de la rău, să-l ferească de mândrie, să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Tot astfel, frașe surori, într-o vedenie de noapte, într-o înștiințare dumnezească, Domnul îi se descoperă lui Solomon într-o noapte și îi spune, îl pregătește pentru o vreme de restriște, pentru o vreme de, ce spunea Valentin, de furtună, pentru o vreme în care va veni o criză economică. Cerul nu-și va mai da ploaie, nu va mai rodi pământul. Lăcustele în mod spiritual vor afecta economia, vor distruge tot în țară. Va fi un timp de secetă spirituală, poate chiar și fizică, pământească. Dar în vremea aceea, Dumnezeu într-un timp de răstriște, într-un timp de grea încercare, într-un timp de sărăcie, de pierdere, de pagubă, vine cu o rețetă de mare succes compusă din 5 medicamente date de medicul ceresc Iisus, care cred că vă interesează și pe voi. Dacă vreți biserica asta să aibă propoșire, înaintare și succes, nu o să vă zic cum iau pe alții. Medicamentul ăsta așa de bine s-a potrivit la Adelin, la băiatul din Cambridge, la cel din El Shaddai, la cel de acolo. De multe ori și la anumite predici etichetăm la asta, la asta, la asta. Nu, mesajul ăsta e pentru toți care au venit astăzi aici. Începând cu mine, termin cu ultimul. Că nu-mi place să-i auzi și pe evangheliști, învățători, să vă spun. Pentru voi asta. Nu. Pentru noi e asta. Ne identificăm toți cu același cuvânt al Scripturilor. Amin, biserică? Amin. Primul lucru, în rețeta aceasta de succes pentru viitorul bisericii, ăsta e titlul așezat de Duhul Sfânt astăzi, rețeta de succes pentru viitorul bisericii, care vreau încă o dată să cred că se va numi Casa Pâinii de astăzi. Când o să primesc un telefon în Oradea, frate Adi, ne gândim să facem o evanghelizare la Northampton, n-ai vrea să fii, o să întreb unde? La Casa Pâinii. Aia va fi semnalul de sus că trebuie să fiu aici, să răspund prezent. Bun. Primul lucru care Domnul vi-l cere, atenție ce spune cuvântul aici, mi-a plăcut foarte mult. Auzi, Solomone, îți ascult rugăciunea, aleg casa aceasta, dar atenție, am niște pretenții în urma alegerii. Sfințești aleg casa, dar vin și eu cu niște pretenții ca să vă meargă bine. În răstriște, în necaz, în sărăceniță, prima mea condiție care vă cer ca să vă meargă bine, vreau în casa asta să mă aduceți jertfe. Prima jertfă care o cer de la Adelin la ultimul de aici, care stați acolo în capăt de tot și Domnul v-a vorbit, să fiți oameni care să fiți gata să aduce jertfe de mulțumire. Amin. Psalmul 50, versetul 23 spune, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. În 2010 am trecut în două valuri foarte mari, personal am crezut că îmi pierd vederea și că ajung să orbesc. Când am ajuns în fața unui medic arab specialist care operează în România și în Ungaria cu laser de tot felul de boli oculare, mi-a zis, domnul Varga, îmi pare rău, trebuie să spun o veste tristă, nerv optic la ochiul stâng, ți-i mort, cu stângul nu mai poate fi nici prin operație salvat, ochiul drept ți-i distrus 70%, mai vezi 30% cu ochiul drept. În aceeași vreme, soția mea era suspectă de cancer de coluteren, avea cât un lat de palmă rană pe coluteren. Medicii au zis să meargă la Cluj să înceapă chimioterapie, rase cobalt, chimioterapia. Soția refuza categoric, a zis lămuri și clar, ori mă vindecă Dumnezeul care e predicat de soțul meu ca un Dumnezeu al minunilor, al semnilor, al vindecărilor, ori atunci, asta este, mi-o sum, mă duc de tânără în pământ, nu sfidez medicina, n-am nimic împotriva ce orice merg și pe la medici, dar noi credem că avem un Dumnezeu care vindecă fără bani și fără plată. Medicii au zis că va costa încăpățânare, dar n-a costat-o, că după 6 ani de poștă rugăciune, Dumnezeu mi-a vindecat soția. Dacă altă dată medicii mi-au zis, bucurați-vă că aveți o fetiță, alți copii, nu veți mai avea niciodată la ce probleme de sănătate are această femeie. Au mai venit încă 2 fii prin făgăduință, că ăsta-i Domnul minunilor. Însă ea a fost vindecată după vindecarea mea. Pentru că atunci când am auzit cuvintele astea, Duhul Sfânt mi-a spus un lucru. Ai auzit soția ta ce a zis? Ne-a uitat Domnul Adi, ne-a părăsit Domnul. Tu ajungi orb, eu cu cancer. Dumnezeu și-a întors spatele de la noi. Și a zis, soție, îl întrebăm de Domnul ce avem de făcut. Nu vorbirea pe el, doar.
Să nu ne grăbim repede să vorbim la necaz, la supărare. Și în momentul ăla zice Domnul, intră 3 zile și 3 nopți în postul Estera, tu și soția ta, numai cu jertfă de mulțumire. Și pentru boala ta, și pentru boala soției mele. Când cele 3 zile de jertfă necurmată s-au încheiat, Duhul Sfânt mi-a zis, ieși afară din apartament. Uită-te la distanță pe blocuri, uită-te la distanță la numerele mașinilor, citește. Hristos mi-a dat vedere de vulturi. Medicul acesta a rămas în stare de șoc, m-am întors la el și a chemat colegi din Ungaria, a zis, omule, ești minunea lui Dumnezeu. Nu se poate nerv optic mor să fie readus la viață. Ce-i cu neputință la om? E cu putință la Domnul. Atât de tare s-a întărit credința soției mele, așa de mult s-a zidit păsând minunea cu ochii ei, că soțul nu mai trebuie să poarte nici ochelari care îi purtam de la 5 ani, sufeream de astigmatism, sufeream de miopie. De toate astea Iisus m-a vindecat când soția mea a văzut minunea la câteva zile într-o dimineață să trece azi. Pune mâna, eu nu mai simt chiar niciun odor, niciun ganglion. Parcă toți sunt dispăruți. În acea dimineață, la 3 medici din Oradea la care am fost pe rând, începând cu doctorul Păiuș, terminând cu doctorul Satira, toți 3 au confirmat soția mea vindecată complet. Domnul face lucrări mari. Adu lui Dumnezeu ca jertfă mulțumire și când ești bolnav. Nu cârchi, nu bombă, nu șopăi. Te pe mine dai, Doamne. Tot de-o trecut până acasă, tot de-o pe la supărări, tot de-o pe la lipsuri, tot de-o îndatorii, tot de-o cu banca, tot eu. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumire și vei vedea cu ce Dumnezeu tu te faci. A doua jertfă care cred că e siameză, lipită de asta la altă, ca niște surori gemene, este jertfa de laudă, ne are în Scripturi, Evrei 13 cu 15, care spune așa, Evrei 13, verset 15, auziți ce spune Scriptura? Prin el se aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Aș vrea să știu că în casa pâinii nu se mărturisește altceva decât Domnul și lucrările Lui. Aleluia. Fiți oameni care se aduce jertfa de laudă, v-am spus și mă repet, Psalmul 22:3, tu locuiești în mijlocul laudelor. Unde-i lăudat Dumnezeu, acolo El coboră, acolo El lucrează, acolo El își face nume de slavă. Lăudat să fie Domnul. O a treia jertfă plăcută lui Dumnezeu e tot în Evrei 13 și lipită de o a patra, e chiar versetul următor 16. Nu știu câți ne place să avem jertfele astea, să le aducem Domnului. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Și ce interesant? De multe ori, culmea, românii noștri că am uitat unde ori pleca, cei mai mulți n-ați venit în Anglia și în Londra ca să avut o pâine prea albă în țară. Să nu vă supărați pe mine, vă spun pe direct. Ați venit ca soți oameni năcăjiți, săraci, din familii numeroase, din copii mulți. Nu vi se pare suspect și ciudat astăzi? După ce Dumnezeu v-a binecuvântat cu firme mari, cu afaceri de zeci de mii, de zeci de lire sterline, când vedem unul mai năcăjit, mai sărat, iară să plânge amărâtul ăsta. Mă, margă și lucrează, că avea și el, mă. Iară vine la cer și taie cea, mă. Iară de la noi vine. Bucurați-vă că apelează la voi, că înseamnă că Dumnezeu v-a binecuvântat să fiți o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu v-a dat să aveți de unde da. Și știți că udând pe alții veți fi și voi udați? Fiți atenți ce zice Proverbele vis-a-vis de binefacere. Ce verset e versetul din Proverbe 3? Extraordinar cuvântul ăsta. L-am aplicat nouă dată în viața mea, nu mă laud, mă laud în Domnul și am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu venind peste mine dacă l-am aplicat, nu numai l-am predicat. Proverbe 3:27. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zici aproape lui tău, nu sună familiar asta, du-te și vino, iarăși îți voi da mâine. Și știi că mâinile ăla nu mai fost nici poi mâine, nu mai fost nici la săptămână, nu mai fost deloc. Sunt două duhuri care încearcă și de obicei cam pe ăștia care au multe încearcă, lăcomia și zgârcenia. Eu în dreptul meu vă spun, cu riscul de a vă supăra pe mine, de cele mai multe ori când am fost ajutat de cineva, au fost oameni săraci sau care n-au uitat de unde au plecat. Prea de puține ori am văzut bogatul să fie mână întinsă. Prea de puține ori. Prea de puține ori am văzut bogatul să simte că o lucrare de ajutorare sau de binefacere. Prea de puține ori. Oameni care n-au uitat de unde au plecat, că mergeau poate în țară cu papuci rupți,
cu haine petecite pe Enon. Omul ăla nu uită să fie o binecuvântare când Dumnezeu l-a ridicat și i-a dat. Că de la Dumnezeu ai tot ce ai și tu și eu. Și suflarea, și viața, și mișcare. Zice cineva amin? Amin. Glorie Domnului. O ultimă jertfă și apoi vreau să mai mă duc puțin. Psalmul 51 cu verset 17. Spune Scriptura aici de o altă jertfă care e plăcută Domnului și aceasta. Nu știu dacă ne place și nouă jertfa asta, mai ales să se împlinească cu noi. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Nu, cui îi place aici să aibă duh zdrobit, să ridice mâna sus. Vreau să vă câți vreți să aveți duh zdrobit în voi. Cui îi place să fie tot zdrobit? Cui îi place să fie tot în presă? Cui îi place să tot timpul să se simtă apăsat? Cui? Ciudat verset. Dar neînțeles de cei mai mulți dintre noi. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Păi știți unde coboară Dumnezeu? Ce zice prorocul Isaia vis-a-vis de duhul ăsta? Ce verset e și acesta în cartea prorocului Isaia? 57, versetul 15. Isaia 57 cu 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să învioresc duhurile smerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite. Slavă ție, Doamne, pentru asta. Numai tu poți să faci așa ceva. Un Dumnezeu care stă cu omul zdrobit, cu duh zdrobit, cu inima zdrobită. Când ai fost așa, nu ți se pare că toți te-o cam dat uitare și te-o cam părăsit, te-o cam abandonat în părân. Să s-o terminat anturajul și mediul. Uite că el a fost acolo. Slăvit să-i fie numele. Frații mei, un al doilea lucru important care l-am văzut în rețeta asta de succes, ca să avem propășire în toate cele, zice versetul 14, mă duc mai pe repede, nu știu, mă puteți păsui până la ora 1 fără 10, dacă primesc încredințarea voastră, dacă nu mă opresc. 1 fără 10, până la 1 și la 1 chiar vreau să pun punct. Fiți foarte atenți, un al doilea lucru important care Domnul cere la casa pâinii să fie adus. Dacă poporul meu peste care este chemat numele altora, nu, al meu nume. Aleluia. Astăzi ni s-a citit Psalmul 84, da? Aici am primit o revelație, dar înainte să vă spun revelația și descoperirea, vreau să vă citesc versetul 11. Ce înseamnă numele Domnului pentru noi? În Northampton, în Londra și de unde am fi aici. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Aleluia. Domnul dă îndurare și slavă. Și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Aleluia! Pune numele Domnului Moise. Așa să binecuvântezi pe copiii lui Israel și să zici. Astfel să pui numele meu peste copiii voștri și eu îi voi binecuvânta. Și am găsit scris în Proverbe 10:22. Binecuvântarea Domnului îmbogățește. Și nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Să nu credeți că e vorba numai de bogăția pământului, nu. Își binecuvântează în Geneza 49, profetic, Iacov fiii și la Iosif îi zice, cu binecuvântările cerurilor de sus, ale apelor de jos, ele să vină peste creștetul capului lui Iosif și o zic să vină peste creștetul fraților și soror prezente astăzi aici în Orhentem. Amin! Pune numele meu peste tine ca să fii binecuvântat. Mă pregăteam să fac școala de șofer, să vezi ce experiență tineri care sunteți aici. Și am zis, cine e mare și tare ca Adi Varga? Mă joc, Domnule, cu chestionarele 25, 26. Nu mai am eu nevoie de numele tău la examen. Și m-am dus fără să chem numele Domnului la examen. Ce face mândria cu omul? Lecție pe viață mi-a fost. Mă duc prima oră pe unul codilor mare, în mine umflat, pe unul la maxim. Eu știu, eu cunosc. Doamne, n-am nevoie de ce. Du-te la alții care sunt încășiți, eu mă descurc singur aici. Ei, bine ai zis. Dacă te descurci singur, descurcă-te atunci, Ami. Cad prima oră. Nu mă învăț lecția, nu învăț de greșeală, cad și a doua oră. Ei, deja când am văzut că a doua oră cad, am zis, opa, ai somn groșa în gluma, ceva nu-i regulă. M-am dus cu o zi de post, Doamne, te rog să-mi spui. Ei, Adi, acum te interesează? Numele meu pentru tine e trecerea examenului. Dacă nu pui numele meu peste tine, e ca așa trei oră. Doamne, știi ce? Eu nu mai știu nimic. Tu le știi pe toate. Chem numele tău peste mine la acest examen. Ce ziceți? O luăm fratele Adi a trei oră examenul sau nu?
N-a mai fost codă ce m-a făcut cap. N-a mai fost os ce m-a ridicat sus. Slăvit să fie Domnul! Un al treilea lucru. Dacă poporul meu se va smeri. Frate și surori, spune 2 Samuel 22. Cu 28 verset. Tu mântuiești pe poporul care se smerește. 138 cu verset 6 psalm. Asta neapărat vreau să-l auziți. 138 cu versetul 6 psalm. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei? Iauzi, chiar îi vede? Amin. Da, soră și frate, te rog să nu ai smerenia unui foarte mare legalist de la mine din Oradea. Nu-i dau nume de respect. Și-a luat odată cele mai second haine, domnule, de 2 de 50 de bani pe el și-a intrat în adunare. Doamne, îți mulțumesc că ești cel mai smerit frate din toată adunarea asta. Uită-te la aia, portă cravată, aia portă verighetă, aia portă preză, aia portă ceasul pe mână, aia au prea mare păr în cap, aia... Prima lucrare care a vorbit Domnul pentru vas, așa vorbește bărbatule, cea mai mare mândrie care am găsit astăzi în poporul ăsta, vă la tine, și ești plin de ea înăuntru tău, zice Domnul, amin. Domne, ce ai zis? Ce ai auzit? Ce ai auzit, asta ți-am zis. Nu vi se pare că câteodată suntem smeriți numai în omul de afară și înăuntru tău mândri și aroganți suntem? Sincer, hai să nu ne dăm ca nevastălui Roboam să-l ducem pe proc, așa pe degete să-l învârtim. Hai repede, tăstă-ți rochii până în pământ, prin noduri în față, că le au pe unele surori, că așa o legătură cu Trinitatea. Unde ori găsesc scris asta în Biblie? Să merge surorile alea. Tatăl, Fiul și Duhul sunt trei noduri în față. În Scriptura mie nu există așa ceva. Legătura cu Trinitatea nu stă în așa ceva. Cu durere îmi spun, nu-i scris să nu aberăm în învățături aberante. Amin, biserică? Atenție și la vânturile de învățătură ce-au venit pe aici. Nu vă grăbiți să ziceți bun venit oricui la orice învățătură aici. Am vorbit puțin despre smerenie și vreau să spun tot ceva vis-a-vis de asta. Zice un frate odată după un ceas de predică de smerenie, frate Varga, n-am fost acord cu ce ai predicat cu smerenie. La ce te-ai tulburat, frate, așa? Tu-ai zis că ce ori smeriți, Domnul înalță, da? Mă, frate, eu cred că cel mai smerit frate din adunarea asta și frate, nu m-a făcut nici cenzor în comiter, nu m-a ales nici pe mine cineva în conducerea bisericii. Frate, dumneavoastră, ai înțeles înălțarea numai să fi pus într-o funcție a bisericii din comitet? Zic, frate, o cântare veche zice, va veni și vremea noastră, Duhul Sfânt ne-a înălța, nu neapărat în comitete și în funcții pastorale, diaconale, presbiteriale. Mai sus de, mai sus de, zarea albastră. Acolo ne va înălța. Frate, ne-ai vrea să fie acolo. Frate Adi, parcă acum am înțeles mai deslușit predica cu smerenia. Mă bucur, frate, Domnul să mie cânteze. Un alt lucru care l-a zis Domnului Solomon, mai am 3 minute jumate. Dacă poporul meu se va ruga, ei, frați și surori, știți ce spune prorocul Isaia? 56 cu 7 verset, Isaia 56 cu 7, aș vrea să împlinească Domnul la casa prin acest cuvânt, nu ziceți amin până nu vedeți ce citesc aici, că unii au zis amin și după au înghețit în sec, că zis, nu prea împlinim ce scrie aici, frate Adi. Ia să vedem ce scrie aici Scriptura. Să fie locul ăsta o casă a rugăciunii. Isaia 56 cu 7. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate poporile. Amin. Și cât o ține vremurile. Amin. Nu vi se pare suspect? E tare astăzi înghesuim care să predicăm astăzi. Și să-ți permit să nu pui ponul la predică. Frate, ori mai fi 3-4 de ori, nori rentăm, de mâine mă duc la alta, că aici tu nu mă pui să zic și eu ceva la frază. Ne înghesuim tare mulți care să cântăm, avem seștele vieți și mi-e place să cânt, vă spun sincer. Dar nu vi se pare suspect că nu prea avem oameni care să se înghesuiască la rugăciune, frații mei? Amintim, avem o seară de evanghelizare, se va cânta și se va predica. Full adunarea. Fraților, ce avem azi seara? Seară de rugăciune, frate. Mă, dar de ce o să-și depară că ți-o pierit tu ultimea, mă? Frații mei, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea, zice Petru, că sfârșitul tuturor lucrurilor este, dacă de ceva are nevoie și biserica asta pe viitor,
Fiți o biserică care una din marile voastre priorități este să fie și rugăciunea, să fiți o biserică de succes. Amin? Amin. Soluționarea tuturor problemelor în biserică stă și în puterea unității amintită de fratele din așa frumos, dar stă și în puterea rugăciunii unei biserici unite. Amin? Amin. Mai sunt două lucruri cu care închei. Ne întorcem la cuvântul din Cronici. Dacă poporul meu va căuta fața mea, spune Psalmul 27, cu inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o, dar întreb, când? Când avem un eveniment ăsta frumos, când avem frații invitați de România, nu! Zice Psalmul 105:4, alergați necurmat la fața Domnului, căutați neîncetat sprijinul Lui. Deci, nu fi pocăit numai de duminica, numai de evenimente frumoase. Voi căuta fața Domnului necurmat, cât voi fi, cât voi trăi. Și de ce? Îmi doresc să vină o vreme când se privesc fața aia față în față. Gloria Lui! Una din cântările care le iubesc mult spune: mi-e dor, mi-e dor de Iisus, mi-e dor de Domnul meu, să-i văd fața cum strălucește și pe creștini cum îi iubește. Mi-e dor, mi-e dor de acasă. Adă, Doamne, ziua cea mai curând. Ultimul lucru care Domnul spune unei biserici de succes, într-o rețetă de succes, n-are nici contraindicații, nici reacții adverse. Vă dau un lucru bun, că știu că sunteți alergici unii la medicamente și de le luați prea mult, faceți reacții adverse. Astea nu au reacții adverse astăzi pentru biserica locală, să știți. Nici contraindicații, niciuna dintre aceste medicamente spuse mai în fugă astăzi aici. Zice, dacă poporul meu se va abate de la căile lui bune. Deci încă sunteți aici, nu vă luați o seama, nu dormiți încă. De la căile lui rele. Știți ce spune un cuvânt în 2 împărați 17:13? Am vestit prin toți prorocii și văzătorii lui Iuda și lui Israel, întorceți-vă de la căile voastre rele, urmați legile și poruncile mele ca să trăiți. Știți care le-a fost atitudinea și reacția? Și-au înțepenit grumazul. Au devenit tari la cerbice și au zis, nu vrem să facem așa ceva. Măcar că Proverbe 14:12 zice, multe căi pot părea bune omului, dar mai pe urmă văd că duc la moarte. Știți ce e cel mai dureros pentru mulți creștini și din Anglia și de Londra asta? Zicea fratele Dinu, nu știu câte adunări sunt. Adi Lucuz mi-au zis că sunt undeva la vreo 53 recunoscute în Londra penticostale. 53! Aș fi vrut să știu că toate au fost planificate de sus, alea 53. Asta aș fi vrut să știu. Toate au fost de la Domnul așezate și puse strategic în toate cartierele Londrei împărțite să se mântuiască aproape 1 milion de români veniți aici, pe meleagurile Angliei. Amin? Amin, amin. Vă-ți oameni pocăiți astăzi aici. Nu se pocăi că am trecut 3 minute. Trebuie să închei deja, trebuie să termin. Dar vreau să-mi termin cu cea deosebit. Zice unii către mine câteodată când vin cu câte ofertă a Domnului. Zice, auzi, dar dacă noi facem astea, bun, noi o să aducem jertfe aici. Noi vom veni aici să punem numele Domnului peste planurile noastre, peste proiectele bisericii acestea. Noi ne vom smeri, noi ne vom ruga aici. Noi vom căuta fața Domnului aici. Noi ne vom abate de la cherele. Dar, Varga, Domnul nu cade nimic, nu pică nimic, Domnul nu dă nimic dacă noi facem astea. Ba da, vă dă 3 lucruri aici. 1. Îi voi asculta din cerul. Care vrea să fie ascultat când se va ruga la noi întâi din cer? Aleluia! Rugăciunea ta nu va rămâne la tavan aici. Rugăciunea ta va străba de cerurile cerurilor. Și va ajunge la altarul lui Dumnezeu. A doua mare promisiune. Vei fi un om cu casierul care altădată ți-a fost pătat, întinat, curat. Zice Scriptura, le voi ierta păcatul, om cu casier curat. Câți tineri vin astăzi la adunări, cum am spunea Domnul să-l binecuvânteze, cu măști prefăcuți, cântă, predică, proces și duplicitari cu mai multe fețe. Una trăiesc în adunare, alta în afara adunării. Aici vorbim de sfințenie, afară ne întinăm pornografie, necurăție, spurcăciune, tot ce le dă internetul, tot ce le primim și mâncăm din ele cu lăcomie fără să realizăm. Chiar despre pornografie, în ce mi-a dat un sfânt o lucrare într-o adunare, m-am cutremurat. Zice, așa cum curva Isabela cu prociile ei înșelante, iar era în Apocalipsa,
și am numit curvia ei adâncimile satanei. Spune tinerilor care zicăți copiii mei că e una din cele mai mari adâncime ale satanei în care va tobori diavolul în gropi adânci de care nu se vor mai putea ridica. Dacă își vor permite puțin cât e puțin, că totul pornește de la o simplă imagine. De la o simplă imagine pornește tot. Nu știu de ce am spus astăzi aici asta. Dar poate mai e și tu unul de asta care îți permiți. Ai grijă că diavolul zice, vine în supermarketul meu și accesează și uită-te și mănâncă și gustă. Permiteți, vezi că la sfârșit te așteaptă o notă de plată, plătești pentru ce ai consumat. Shaloveran Gedis, plătești pentru ce ai consumat, ai grijă, nu te juca cu focul. Și închei, după ce ești ascultat în ceruri, după ce ți se curăță cazierul și nu mai pătați unul curat și ține-l Domnul așa curat totdeauna, marea și finala promisiunea este, le tămăduiesc națiunea, le tămăduiesc țara. Creștini români veniți în diaspora în Anglia, nu credeți că țara asta are nevoie de vindecare chiar Anglia și eu? Să poate produce vindecarea acestei națiuni prin voi? Amin. Prin trăirea voastră? Amin. Voi românii pe unde ați fost și pe unde am fost, n-am știut decât atât. Muncă și Dumnezeu, muncă și biserică. N-am avut nimic în cap altceva. Dar dacă v-a dus Dumnezeu în Anglia prin voi, o națiune adormită a unei Anglii care e altă dată de aici, știți bine ce mergea în toată lumea? Misiune, evangelizare puternică la nivel profund. Nu vi se pare că numai ruină proiectele lor de altă dată? Parcă totul un simplu monument a fost odată ca niciodată și în Anglia cea creștină s-au declarat ca și francezii țări seculare. N-avem nevoie de Dumnezeu. Nu-i suspecă de când și-au permis să zic asta. Între cele mai multe atentate din Europa au lovit Franța și Anglia? Nu semne de suzoare astea pentru ei? Nu au fi fost semnale de trezire oare? Cine are urechi? Cred că cu altă ocazie nu ar mai fi predici pe fugă, dar îți conștient, avem și copii care poate le cântă ceva. Vreau să cred că nu-i Dumnezeu nostru pântecele, dar toate trebuie făcute cu rânduială și cu disciplină. Mulțumesc de invitația asta și acum când am venit până Anglia, cred că o să cam cunosc adresa pe aici. Dacă la Cambridge vin a doua oră, dacă la El Shaddai am fost de vreo 3 ori deja, de numai și El, cred că a rânduit Domnul să-i mai vedem și pe meleagurile astea. Rămâneți binecuvântați, Domnule.